felicitări pentru această victorie. Te gândeai că o să o învingeți pe Steaua la un asemenea scor? Nu știu dacă la un asemenea scor, dar aveam toată încrederea că putem învinge în această seară. Mai multe, hai! Ce să vă zic mai multe? Spune-le! Păi ce să zic, partea a doua, fotbal, Dinamo joacă fotbal șampanie, asta e. Mergem foarte bine, pregătim foarte bine meciurile, Mister e alături de noi, suntem o echipă, cum s-a văzut și pe teren, suntem o familie, suntem o echipă fantastică. Sunt și o echipă bună, dar astăzi eu zic că am fost nesuperiori. Ce v-a motivat să jucați atât de bine? Sau cine? Cine? Noi ne motivăm acolo, în grupul nostru. Ești, tu nu ai ce să vorbești, că rămâne toată viața în B. Balziule, ce se ia clona? Acum revenim sau ce? Da, eram în direct, da. A, okay. Deci Balgiu ți-a spus că, să înțeleagă și cei care ne urmăresc, Balgiu a trecut pe lângă tine și ți-a spus că o să rămâneți toată viața acolo. Păi da, o să rămânem, dar ei n-au drept de promovare, ei nu că rămân toată viața, rămân și când se desfințează, dacă se desfințează. Cum poți să zic că de Dinamo un asemenea lucru? Ce se ia Steaua? O clonă. Pentru mine este o clonă, nu este Steaua. Nu e posibil așa ceva. Cum poți să zic așa ceva? Ei să-și vadă de ale lor. Și așa n-au drept de promovare. Dar Florin Talpan spunea și despre voi că sunteți o clonă și că nu sunteți adevărat. Suntem dar... o clonă? Că nu sunteți adevărat. Păi și cine a retrogradat anul trecut? Tot Dinamo București. Spune-mi despre meci, despre meci. De unde atât altruism la primul gol al lui Gezali? Gheza mi-a pasat, portarul a ieșit și l-am văzut mult mai bine poziționat. I-a fost mult mai ușor să dea gol cu poarta goală. Mă bucur că am scris cele două goluri. Nu te-ai gândit să tragi tu la poartă? Ba da, m-am gândit, dar de ce să șutez și el era cu poarta goală? Un gol mult mai simplu. La cât ați ratat în prima repriză, te mai gândeai că o să mai marcați 3-1? Normal, la ce fotbal am prestat în prima repriză, le-am zis băieților și la pauză, doar să avem liniște și vom marca. Nu crezi că, sigur, acum este și victoria aceasta și împotriva, să spunem, rivalei, nu? E da. Rivală? Da, e o rivală, dar mai mică. Dar nu crezi că e prea mare entuziasmul ăsta sau crezi că el dispare după această seară, mâine dimineață, pentru că n-ați obținut ceea ce doriți să obțineți cu adevărat, încă? Normal e să te bucuri după o victorie, nu facem nici nuntă, e normal să ne bucurăm, fanii s-au fost alături de noi. De mâine o luăm de la capăt, e doar o bucurie de moment, de mâine o luăm de la capăt. Cum arată acum calculele pentru voi? Pentru că s-a dat peste cap oarecum clasamentul, încă cu șanse pentru locul 2. Noi o să jucăm și meciul de la Iași, sperăm că cei de la Oțelul nu vor face niște rezultate prea bune. Vă gândiți că o să aveți un meci ușor cu cei de la Iași, ținând cont de faptul că ei sunt deja promovați? Nu cred că cine s-ar da la o parte, pentru ce s-ar da la o parte. Chiar dacă ei sunt promovați, eu zic că își vor juca șansele corect. E cel mai bun moment din acest sezon pentru Dinamo, inclusiv financiar, înțeleg că banii sunt la zi, la zi. Da, așa este, așa este. Sunt banii la zi, e o situație foarte bună. În club suntem fericiți, mergem bine și pe plan fotbalistic și pe plan financiar, totul merge bine la Dinamo în aceste momente. Care sunt șansele de promovare în acest moment? Încă nu pot să vă spun nimic. Noi vom juca meciul de la aia și... Nu, dar tu simți cum jucați, sunteți pe val, acum ați legat și două victorii. La cum am jucat campionatul acesta, după prima parte care n-a fost tocmai bună, eu zic că merităm să promovăm. Mulțumim!